Iubiții mei, încotro merge lumea? Răspunsul: e o luptă pentru concepțiile despre lume și viață. Și concepția despre lume și viață care biruiește, aceea determină viitorul acelei națiuni. Vreau să accentuez, iubiții mei, prea mult ne gândim la globalism, prea mult credem că totul se decide cumva în sferele acestea ale puterii. Nu. Eu vreau să vă dau provocarea aceasta, să captăm gândirea Domnului Isus și vreau să ne uităm ce a făcut Domnul Isus. 3 ani de zile a făcut școală. Și-a luat ucenici și i-a școlat 3 ani de zile. I-a învățat totul despre împărăția lui Dumnezeu, Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. La sfârșit, el le spune apostolilor săi: duceți-vă și faceți ce am făcut eu. Faceți ucenici, învățându-i tot ce v-am învățat eu pe voi. Ați captat gândirea mea, ați captat modul meu de a înțelege lumea și viața. Predați lucrul acesta altora, în așa fel încât să ajungă la toate națiunile. Toate națiunile să ajungă să gândească așa cum am gândit eu și așa cum v-am învățat eu pe voi să gândiți. Apostolul Pavel a înțeles perfect pe Domnul Isus. Și vreau să vă arăt astăzi ceva foarte important în a doua epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni, de la capitolul 4. În versetul 4, Dumnezeul veacului acestuia a orbit mințile oamenilor ca să nu vadă strălucind Evanghelia slavei lui Hristos, care e chipul lui Dumnezeu. Dumnezeul veacului acestuia a orbit mințile oamenilor. Asta e versetul 4. În versetul 6, Dumnezeul care a făcut cerul și pământul, care a zis la început să fie lumină, acum ne luminează mințile noastre ca să vedem lumina cunoașterii slavei lui Dumnezeu în persoana lui Hristos. Observați un lucru de bază. Dumnezeul veacului acestuia le-a orbit mințile. Dumnezeul nostru, care e Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos,
ne luminează mințile ca să înțelegem, să vedem slava lui Dumnezeu, să cunoaștem pe Dumnezeu în persoana lui Hristos. Problema e mintea, și într-un caz și într-altul. Și aș putea să merg în mai multe locuri, dar timpul meu e limitat, să vă arăt cât de mult accent pune Apostolul Pavel pe gândire, pe minte, și anume să asimilăm gândirea Domnului Isus, să gândim ca Domnul Isus și să fim persoane determinate de gândirea lui Isus și de modelul lui Isus, și să creiem o societate bazată pe principiile Domnului Isus Hristos. Când noi înțelegem lucrul acesta, că problema e cum gândim. Cum gândim? Să gândim cum ne-a învățat Domnul Isus să gândim. Repet, cel mai de seamă lucru în lumea asta e să-L luăm pe Domnul Isus Hristos ca învățătorul nostru și să învățăm de la El cum să gândim, cum să înțelegem lumea și viața, cum să ne relaționăm unii la alții, ce fel de comunități să creăm, ce fel de societate să producem, ce fel de țară să producem. Domnul Isus ne învață toate acestea. Toate acestea sunt programul de lucru al Domnului Isus. L-a făcut El, așa a acționat El. Și apoi ne spune: întâi vă însușiți tot ce v-am învățat eu. Și apoi începe să-i învățați pe alții. Cum să gândiți? Cum să înțelegeți lumea și viața? Cum să vă relaționați unii la alții? Cum să creați o societate pe baza învățăturilor mele? Când polonezii l-au declarat pe Domnul Isus regele Poloniei, ei asta au spus: noi îl luăm pe Domnul Isus Hristos ca învățătorul nostru. Noi vrem să gândim ca El, să fim ca El, să creăm o țară după învățăturile Lui și gândiți-vă ce lucru extraordinar. Acum mai urmează ungurii. Sunt două țări care în Europa proclamă învățătorul nostru, dascălul nostru este Domnul Isus Hristos. Noi unde ne aflăm
în domeniul acesta. Acum, încă o dată, aș vrea ca de data asta să rămână cu voi 2 Corinteni, capitolul 4. Versetul 4 spune: Dumnezeul veacului acestuia orbește mințile oamenilor, Dumnezeul care a creat cerul și pământul și care a zis să fie lumină, acum ne învață pe noi. Uitați-vă bine la Fiul meu, la Domnul Iisus Hristos. Învățați de la El. Învățătura Lui să vă lumineze mințile. Creați o lume bazată pe gândirea Lui, pe învățăturile Lui, și eu vă voi binecuvânta. Eu vă voi sta alături. Noi trebuie să alegem care gândire ne-o însușim. A lumii acesteia, a lui Karl Marx, sau învățătura Domnului Iisus. Sigur că mai sunt și altele, le vom discuta, vom căuta să le înțelegem, dar ceea ce vreau să vedeți este că pe Dumnezeu însuși îl interesează, conform Apostolului Pavel în 2 Corinteni 4, versetul 4 și 6, că pe Dumnezeu îl interesează în primul rând cum gândim. Și e lupta între diavolul și Dumnezeul creator al cerului și al pământului pentru mințile oamenilor. Cui dai mintea ta? Și vreau să am un cuvânt pentru păstori și pentru profesorii liceelor noastre. Voi aveți în mână tineretul. Ce fel de gândire produceți în tineretul acesta? Pentru că tineretul acesta determină viitorul României și viitorul Europei. Nu suntem singuri. Lupta e publică. Noi însă oarecum suntem prea timizi. Ar trebui să ne afirmăm mai clar pe cine slujim noi și de ce învățătura Domnului Iisus produce cea mai minunată societate, cea mai minunată țară. Și noi putem să fim între aceia care produc cea mai minunată Europa a viitorului. Să știm cine suntem, ce urmărim, să nu ne fie rușine de Evanghelia Domnului Iisus, pentru că noi producem cel mai minunat viitor care poate fi conceput. Și noi îi dăm lui, Domnului Iisus, slava și cinstea și ținem sus standardul lui, a lui să fie slava. Amin.